Bună ziua sau bună seara, stimați videocredincioși ai canalului Doxologia. Îmi îngăduie astăzi să vă spun că, apropiindu-ne de Crăciun, am gândit ce dar am putea să facem celor care însingurați acasă sau triști sau abătuți de tot ce a trecut peste noi anul acesta, au înghițit nodul din gât și așteaptă Crăciunul cu tristețe. Pentru mine personal, invitații de astăzi, pe care am să-i prezint repede pentru că am emoții și să nu încep să plâng în fața camerei de luat vederi, maestru Florin Piersic și celălalt maestru Dan Negru, sunt darurile de Crăciun pe care încercăm să vi le dăruim din tot sufletul și din tot cugetul nostru. Maestre, vă mulțumesc că ați îngăduit ochiului nostru să se bucure de întâlnirea de azi. O să fac eu o paranteză și să spun că v-ați întâlnit prima dată, dar amândoi știați unul de altul. Inevitabil, părintele Necula. N-aveam cum, nu? Da. Și i-am spus maestrului înainte, așa ne-am povestit noi, amintirea mea cea mai de preț din Teatrul Românesc, o gaițele pe scena de la Brașov, pe scena Teatrului Sica Alexandrescu, văzut dinspre Fosa Luminilor, la care nu m-am putut desprinde o reprezentație, a doua reprezentație, a treia reprezentație, într-atât încât la o săptămână, când m-a ascultat profesorul de limba română, știam aproape pe de rost toate replicile, dar vă datorez tot ceea ce înseamnă cuvânt românesc trecut vreodată prin inima mea. Maestre, vă mulțumesc frumos, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră până la urmă. Părinte, se va supăra dacă îi spui maestre. Bine. Mie mi-a făcut bucuria și nu doar mie, colegilor din presă, noi toți îi spunem Florin. Eu am se supără rău dacă nu spune. O să-mi îngădui totul să-i mai spun maestru o vreme. Acum am să intervin eu. Foarte bine mă cunoaște Dan Negru, pe care îl și salut cu drag, pentru că de când a început pandemia asta, eu nu l-am întâlnit pe Dan Negru, care a făcut niște emisiuni cu mine pe care nu pot să nu spun că au fost poate cele mai reușite emisiuni pe care le-a făcut în toată viața mea. În ceea ce privește cuvântul maestru, trebuie să vă spun că e foarte folosit cuvântul ăsta pentru toți. Și am să vă dau un exemplu. Am fost invitat de Mițura Arghezi. Mițura Arghezi fiind fata a marelui nostru poet român Tudor Arghezi, clasic, dumnea ei, Mițura, Dumnezeu să o odihnească, și cu fratele dumnea ei, am fost invitat la casa unde locuiau, se numea Mărțișor. Este casa unde locuia Arghezi, împreună cu Mițură, cu Baruțu și cu soția dumnealui. Eu am spus sigur că o să mă duc. Zice, tata vrea să te vadă neapărat pentru că te-a văzut în mai multe spectacole și vrea să pună mâna pe tine. Zic, aoleu, dar asta este o minune pentru mine. Zice, te iubește foarte mult pentru că te-a văzut în roluri diferite. Și eu am spus, viu. Am plecat, în momentul când am ajuns, pe un trotuar lung sau cum, sau o cărare, dar betonată, mă rog, l-am văzut pe Arghezi, nu mi-am imaginat niciodată că poate să fie așa de mic, a venit spre mine, eu m-am închinat dumnealui și am spus, eu nici nu știu cum să mă comport cu dumneavoastră, iubite, minunatul nostru poet, și la care îți spune, zic, maestre, zice, nu, mie să nu-mi spui maestre. Zic, de ce? De ce? Pentru că dacă sunt 20 de artiști la o masă și strigi maestre, toți întorc capul. Și atunci eu am spus, gata, din clipa asta nu mai foarte mulți aici. Așa, nu sunteți mulți, dar toți sunteți maestri. Și cam le place tuturor să le spui maestre, maestre. Și când am povestit asta lui Beligan, maestrul lui Beligan, el mi-a spus, foarte, îmi place grozav și mi-a spus, și bravo lui Arghezi că ți-a spus ce ți-a spus, dar mie poți să-mi spui maestre în continuare, că și așa mă trag toți de șireturi și nu știu. Așa că în legătură cu ceea ce vorbea, cu ceea ce a spus Dan, vă spun că nu, spuneți-mi Florin, pentru că eu sunt așa obișnuit să mi se spună Florin. Un singur om de la Iași îl pomenesc, se numește Constantin Parascan, care a fost, ca să spun așa, directorul Bojdeucii Creangă, și acum e profesor
la Bacău și care mă iubește mult și care niciodată nu îmi spune Florin, îmi spune Florin Piersic. Da, da. Dacă vorbesc cu el, dacă îl zic, ce mai faci Florin Piersic? Iarăși tot așa. Ori eu sunt bucuros când lumea sau în general oamenii cu care mă întâlnesc le spun, spuneți-mi Florin, nu-mi spuneți maestre, nu-mi spuneți domnul Piersic. Adevărul este că sunt foarte îndrăgostit de oameni. Asta se simte. E un cadou frumos de Crăciun ăsta, da. Dar vreau să le întreb pe Părintele Necula dacă cadourile astea sunt binevenite ele de Crăciun? E o impietate așa într-o sărbătoare religioasă? Nu, eu cred că e gestul ăla de omenie de care avem nevoie. Bunica e maramureșancă din Vișeu de Jos. Așa. Și îmi povestea ce greu le era lor că ei fiind într-un sat cu un grof care avea brad și bomboane, ei stăteau și ascultau lipiți de peretele casei cum colindau și, și simțeau mirosul lor de bomboane. Ajungeau acasă și mama lor tăia, erau mulți copii, tăia o gutuie în patru și le dea câte o felie de cozonac, dar era darul lor de Crăciun. Galbenă gutuie. Eu cred că e geda dulce amăruie la împărătele astea. Florin, dacă spune părintele că e bine, am ceva pentru tine de Crăciun. Te rog, uite, scrie și deschide. Acum te rog eu, te rog. Până o deschid durează un sfert de... Lasă-mă pe mine. Florin e cel mai bun comunicator care a existat vreodată în România. Cred. Așa e? De ce? Adică comunicator, da. Uite, și ne-am gândit noi la asta. Cine știe prin ce năzbâtea mai trecut în cap? Da, bine, asta. Vai, ce frumos. Acum eu știu cam cine ți-a suflat ție la ureche că eu aș avea nevoie de un telefon. Asta probabil bănuiesc că Cristina Muntean, care se ocupă de ani vreau și ani de zile. Vreau să spun eu mai multe, păi da, așa se ocupă de mine de ani și ani de zile. Suntem foarte buni prieteni. O cunosc de când era elevă și venea la părinții mei și ceea ce este absolut amuzant era că venea și împreună cu tatăl meu, doctorul veterinar Ștefan Piersic, de care o să am ocazia să vorbesc, sau posibilitatea, dacă să mă lăsați, părinte, să vorbesc puțin despre părinții mei, nu puțin, mai mult, făcea lecțiile cu tatăl meu, își făcea lecțiile. Și așa am rămas într-un fel de prietenie cu ea, cu familia ei, cu părinții așa ei. E un om apropiat. Și un om foarte apropiat. Gata. Și mă Eu mulțumesc. Și dumneavoastră mulțumesc, preot Constantin Necula, Risipitori. Mi se potrivește titlul. Da, uitați ce carte am primit eu. Deci dumneavoastră m-ați... Deci am pus cadoul sub brad. M-ați emoționat de la bun început cu faptul că mi-ați adus aceste două cadouri și eu v-am adus ceva. Aici scrie maestrului Florin Piersic cu mare, mare drag și respect pentru tot. Foarte frumos. Constantin Necula. Părinte, Florin, ții minte cea mai... Cea mai puternică amintire a ta de Crăciun? Da, sigur că da, am mai multe, dar cea mai frumoasă este faptul că eu mă gândeam întotdeauna că împreună cu cei doi prieteni ai mei, care erau, mulțumesc frumos, cei doi prieteni ai mei, Tutu Chihaia și Bubu Ionescu, erau partenerii mei în zilele de Paști și în zilele de Crăciun și mergeam la colindat. Eu cântam la acordeon, asta a fost un fix al părinților mei, ca eu să pot să învăț la pian, la acordeon, mai puțin la chitară, dar eram elevul celui mai mare pianist care l-am avut noi, nu cel mai mare, dar îmi place să folosesc un cuvânt așa mai bombastic, pentru că era și fratele Teodorei Lucaciu, care era o foarte mare solistă a operei naționale sau operei naționale din București. Și acest pianist, făceam lecții cu el. Și pentru că știam să cânt deja la pian destul de binișor, cum știu și astăzi și mă laud cu asta, am început să cânt la acordeon și mergeam la colindat. Totdeauna, în seara de Crăciun, mergeam la colindat la vecinii din Cluj, pe strada Bolintineanu, Vulcan, mă rog, în cartierul Andrei Mureșan și mergeam acolo.
Mi-ai spus cea mai mare, cea mai grozavă amintire. Asta că ne-am dus și mi-aduc aminte, eu cu memoria încă stau bine, am ajuns acolo pe strada Vulcan numărul 5, nu-i niciodată, era o familie Popper. Și ne-am dus, ăia, vai, a venit Florinel, a venit cu colindător, cu zic, e Tutu, Bubu, hai să cântăm o ce veste minunată. Cântam pacea, trei păstori se întâlni, trei păstori și eu cu acordeonul, ei cu vocile, erau cam slăbuți la voci, dar băgam eu cel mai tare hangu și la un moment dat n-am de lucru, vă dați seama, eram băiatul doctorului veterinar Ștefan Piersic din Cluj, care avea și spitalul lui în Cluj, care așa se și chema, unde e acum Biserica Sfântul Petru în Cluj, acolo vis-a-vis era spitalul tatălui meu, se chema spitalul doctor profesor Ștefan Piersic, plus că era șeful abatorului, deci n-aveam eu lipsă de nimic, nu eram un copil care nu aveam, cum spuneați dumneavoastră, că abia au așteptat cei ca să primească un pic de gutuie și așa. Da. Bun. Și o văd o rață pe dulap. Dar ăștia pregătiseră rața pentru musafiri, îți dai seama. Era într-o tavă acolo. Și îi spun lui Bubu, zic, saltă rața, mă. E prima dată când am furat ceva și ultima dată, pentru că îmi spun ce s-a întâmplat. Scurt. Au luat rața și au băgat-o în cutia de la acordeon. Știți că acordeonul are o cutie. Și am plecat. Ăia, vă mulțumim, ce să vă dăm, nu ne dați nimic. Era cu musca pe căciulă că am furat rața. Rața de cutie. Da, dar era superbă rața. Și când ajung acasă, după ce am colindat pe la toți vecinii, mama zice, vai Florinel, dragă, vreau să spun ceva. Mama era pe că vai de mine, nu-ți poate Florinel. Voi ați colindat la familia Popper? Zic, da, era doamna Elvira acolo, era, zice, vai de mine, dar voi ați furat de acolo o rață? Zic, da, mama, am luat-o. Cum ai putut, mă, să iei o rață? Te rog să o duci înapoi, dar mi-e rușine, nu, să o duci înapoi. Ei, vă dați seama ce Crăciun am avut eu, când tatăl meu nu era chiar așa, ca să spun, să mă certe, să-mi spună, bă, nu se poate să faci așa ceva. Nu știu, am luat rața și l-am pus pe unul din băieții ăștia, pe Tutu, zic, te duci și spui, domnule, am luat-o, dar nici nu ne-am atins de ea, cu toate că noi abia așteptam să o sfârtecăm și să o mâncăm. Dar asta ca amintire, am multe amintiri, dar trebuie să vă spun atât, că am realizat astăzi, fiind cu dumneavoastră și fiind cu câteva zile înaintea Sfintei Sărbătoarea Crăciunului, am realizat că o să mă întâlnesc cu dumneavoastră, iubite părinte Constantin, sunteți, cum să spun eu, sunteți destul de bine așezat în inima mea, pentru că știind că o să ne întâlnim, nu știu, fac bine sau nu? Faci bine. V-am urmărit. Am început să vă urmăresc și să-mi dau seama din spusele multor prieteni de-ai mei, aș putea să-i număr, dar nu vreau să ne lungim prea tare cu începutul ăsta, decât că atâta vreau să vă spun că mi-au spus toți, băi, e un preot extraordinar. Vorbește atât de blând, de deschis, n-are nimic așa să spună, vai, acum, de ce ai spus asta, de ce ai spus asta? E un om cu care poți să povestești. Bucură-te că te duci la el. Și când am auzit că îl chemați și pe Dan Negru, pe care îl socotesc, vorbesc destul de bine limba română, așa că dacă mă greșesc din când în când, e din cauza că am emoții. Vorbesc serios că am emoții, dar e și normal, la vârsta asta mea atât de fragedă, cum să n-am emoții când am colegi care îi întreb cum îi cheamă și îi stau să gândesc așa, zice, așa, cum mă cheamă pe mine, dar pe cine? Pe tata? Pe tine, cum te cheamă? Și el își aduce aminte. Deci e greu ca să vă spun ce bucurie a fost pentru mine ca să fiu împreună cu părintele Necula astăzi. Deci și eu, vedeți că v-am lăudat de la început, da, ca suntem, să știți cu cine aveți temchit. În ceea ce privește Dan, a făcut emisiuni excepționale cu mine, îl iubesc pentru asta, cu într-un singur lucru nu pot să fiu de acord, pentru că eu îmi iubesc foarte tare partenerii, colegii, colegele, dumnealor cred că știu că îi pomenesc mereu pe cei care nu mai sunt și pe cei care mai
sunt împreună sau alături sau departe de mine, dar sunt. Totdeauna când mă duc la Dan Negru, el spune: și acum minunea lumii, cel mai iubit actor al românilor, fără pereche, nu s-a mai născut, nu o să se nască niciodată. Când începe să spun așa ceva, nu mai am chef de nimic. Părinte, pur și simplu. Să știi, acum vorbind serios, eu cred că e de departe cel mai popular actor din perioada modernă. Nu fiți convins. Dar eu vă propun altceva. Să vorbim de cel care e cel mai mare. De câte ori a sos la Betlehem? De 46 de ori. Wow. Dumnezeule! Wow. La Ierusalim, wow. La Ierusalim. Da, 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 da. O să vă povestesc despre asta, dar pentru că ați vorbit de Crăciun și pentru că noi ne apropiem acum de sărbătoarea Sfântă a Crăciunului, trebuie să vă spun neapărat. Visul meu a fost să mă fac... vorbesc serios, ori medic veterinar ca tatăl meu, iubeam animalele, le iubesc și acum chiar le iubesc acasă unde locuiesc eu în ultima vreme, la Cluj, lângă Cluj, într-o cabană, am și un câine, am și două pisici, îi ador. Ori, am spus bine, îi ador? Da, că da, sunt mai mult așa. Și vreau să-ți spun că eu am dorit să mă fac doctor veterinar sau preot. Vorbesc foarte serios. Rog să mă ascultați, că vă spun ceva. Mă duceam de Crăciun și de Sfântul Crăciun sau cum se Sfintele Sărbători ale Crăciunului și de Sfintele Paști, mă duceam la Cașvana. Cașvana e lângă Suceava, unde unchiul meu, Orest Malcinski, era paroh și a fost peste 40 de ani paroh în Cașvana. El era prietenul cel mai apropiat de tatăl meu. Să vedeți o fotografie împreună cu tatăl meu și cu Orest Malcinski și întâmplător sau nu întâmplător, tatăl meu și Orest Malcinski s-au căsătorit cu cele două surori ale părintelui Pașcan, cu Livia Orest Malcinski și Vera, mama mea. Ori am vrut să vă spun că și asta ne-a legat grozav. Eu mă duceam acolo de Sfântul Crăciun. Primul lucru care îl făceam, vorbeam cu pălimarul și spuneam: viu să bat toaca. Nu o băteam eu ca el, dar băteam bine toaca, pentru că făceam exerciții încă de la Cluj, trăgeam clopotele și după aceea coboram în biserică, de unde veneam, coboram, mă rog, din clopotniță și stăteam împreună cu cei care cântau în timpul slujbei și abia așteptam ca părintele Malcinski, unchiul meu, l-am adorat și mai tare decât pe el, o iubeam pe mătușa mea Livica, deci soția preoteasa dumnealui, și pe cele două fete, Alexandrina și Veronica. Veronica poartă numele mamei mele, Vera Piersic, ea era Vera Malcinski. Acum e Vera Gheorghiu. Noi spunem Lițica, are exact vârsta mea. Sincer spun, eram îndrăgostit de verișoara mea. Știu că nu e potrivit, dar asta era. Eram tare cuvânt, eram foarte tânăr și foarte copil și eu o vedeam pe ea ca pe un înger pentru mine și atunci, prima dată, și vă spun acum și vă rog să-mi permiteți să vă spun asta, prima poezie pe care am primit-o, de la ea am primit-o, ne-am făcut o scenă cu cortină din asta, din cearșaf, am pus scaune ca să stea părinții noștri și cei care mai erau chemați acolo, dintre oamenii apropiați părintelui și nouă, și am spus acolo în fund, în margine de sat, la moara care a prins să se învârtească, zăresc o colibioară printre pomi, acolo-i casa mea cea părintească, acolo două inimi prea curate bat pentru mine, că le sunt prea drag. Sunt două inimi calde, mama, tata, și adesea stau și mă așteaptă în prag. Acolo-mi este leagănul prunciei și locul rugii mele către Domnul. Acolo
am simțit plăcerea vieții și visul dulce, cum era și somnul. Iar dacă azi mai e căsuța asta, să-mi dea castelul cel mai cu renume, n-o dau, acolo-i casa mea, cea părintească și numai una singură pe lume. Asta a fost prima poezie pe care am spus-o eu în Cașvana la o sărbătoare înainte. Mi-aduc aminte că eram emoționați că după aceea am făcut o scenă din creangă cu pupăza din tei. Nu uit niciodată, pentru că ăsta a fost debutul meu și ca să continui... Câți ani sunt de atunci? Pe câți ani? Dacă acum am 84, atunci aveam 8-10 ani, așa eram. Da, eram mititel. Nu eram atât de doxă cum sunt copiii de acum, care știu tot, au laptopuri, știu de filme, de actori, de cântăreți. Eu nu știam nimic decât că această liții că mi-a dat această poezie, am învățat-o imediat. Mi-aduc aminte că și mi-e drag să spun că toate poeziile pe care eu le știu, aproape toate, ca să vedeți, părinte, să vă gândiți bine la ce vă spun eu acum și să dați puțin filmul înapoi și să realizați că tot ceea ce știți astăzi, multe din ele le știți de acum, dar multe au rămas din trecut. Deci majoritatea poeziilor din dragii noștri, minunații noștri, inegalabili noștri poeți, cum au fost Vlahuță, Coșbuc, Eminescu, Ștefan Octavian, Iosif, toate poezii astea le știu încă din perioada școlii, când le-am învățat, sau a facultății, când Marieta Sadova, profesoara mea, datorită căreia, mă rog, m-am și făcut actor, sau și datorită ei, pentru că atunci când am dat examen, repet o poveste pe care Dan Negru o știe, dar dumneavoastră nu o știți și le-o spun dumnealor, când am dat examen pentru Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, nu se dădea atunci examen direct, te duci la București și dai examen ca acum, nu. Da, da, da. Era o verificare aptitudinilor și trebuia să te prezinți în orașul respectiv, dar astea se făceau numai în orașele, aceste întâlniri, cu o comisie din care făcea parte doamna Elena Negreanu. Am făcut 1957, aici o mică pauză, nu? În 1957, când am terminat liceul Racoviță din Cluj, liceul de băieți numărul 3. Fac și o paranteză, liceul pe care am terminat eu la Brașov, tot Emil Racoviță. Extraordinar, ca să vedeți, suntem frați din punctul ăsta, suntem racoviți. Părinte, dar să spun eu ceva. Și numai atât să termin, spune. Fac eu paranteza cu Elena Negreanu. Da. Prima profesoara lui Florin Piersic. Da. Am avut bucuria să o sun, să o întâlnesc. Da. 90 și ceva de ani. Și mi-a făcut... Fără ca Florin să știe. Fără să știu. Am invitat-o în emisiune. Am adus-o într-o emisiune de-a mea. Vreau să o vedeți. Nu-ți vă rog dumneavoastră. Imagina. Ce spune Dan e foarte frumos. Nu vă imaginați emoția pe care a avut-o Florin și doamna profesoară. Doamne. Înainte de a intra, doamna îmi zicea mie, domnul Negru, mă mai cunoaște oare? Dumnezeule, mă întreba, mă mai cunoaște oare? M-am ocupat de ea până în ultima clipă a vieții. Smerenia profesionistului. Mă mai cunoaște oare? Când au intrat, a fost o emoție incredibilă. La 3 luni după, Elena Negreanu s-a stins. Așa este. Elena Negreanu, ai spus că o chema pe doamnă. După 60 de ani, doamnelor și domnilor. Când am văzut-o apărând, ăsta a fost, cum să spun eu, clou acele emisiuni, a fost bomboana de pe torta unei emisiuni în care eu mi-am văzut pe cine? Pe Elena Negreanu, care era actriță, regizoare și care fusese la Cluj, și în momentul când cel care m-a prezentat și a spus și acum urmează un clujan de-al nostru, cum au fost 240 de din care am reușit 3, Pia Plosca, Lucian Flământ și Florin Piersic, sau Piersic Florin. Și vreau să spun că atunci când am intrat,
a spus, ăsta e un club. Eu am intrat și eram în pantaloni scurți și nu uit niciodată, numai atât vreau să vă spun, dar e foarte frumos ce vreau să vă spun, sau mi se pare mie foarte frumos, că m-au întrebat, vrei să te faci actor? Și pentru mine a fost așa o întrebare, zic, nu vreau să mă fac actor, eu vreau să mă fac ori veterinar, ori preot. Și atunci ce cauți aici? Pentru că colegii mei care vedeți după dumneavoastră, uitați, să uită pe geamul ăla, ăia mi-au spus, vine mă și spune poezia care ai spus-o la sfârșitul anului. La sfârșitul anului, la serbarea școlară, am spus o poezie a lui Coșbuc, Nebuna, de George Coșbuc. Tatăl meu era arestat politic, fusese în Partidul Liberal Tătărășcian, mama mea suferea grozav, țesea la un război mic pe care nu-l uit niciodată, făcea fulare pentru artiștii de la opera din Cluj, ca să câștige niște bani să mă țină pe mine la școală. Și atunci eu am spus, voi o vedeți fugind prin sat cu zdrențele și roi, desculță în ger, cu ochii subți, de cine râdeți voi? Și după dânsa, curioși, de ce fugiți în roi? Ce fel de rău v-a făcut ea? De-i faceți rău scuipând în urma ei, o huiduiți când iese în drum și când vă vine în prag flămând, voi o bateți înjurând. Îi știți povestea ei? De-o știți ce mult vă cred mișei, dar nu atunci ați fi miloși cu dânsa, dragii mei. Veniți, dar vreau azi să vă spun povestea vieții ei. Eu am recitat această poezie atunci, mai ales că m-au lăsat să o spun și ea a spus, tu ai să fii pentru noi un Nicolae Cercasov al rușilor. Ăsta era cel care juca pe Alexandru Nevski, pe Ivan cel Groaznic. Jur că vă spun și am spus și lui Dănuț, dar nu-ți știe de asta. Eu nici nu știam cine e Cercasov. Și am spus, mă bucur, m-am gândit că o fi vreunul care zboară în lună, un fotbalist, ceva. După aceea m-am interesat și am plecat și a doua zi în ziar a venit o actriță de la Teatrul Național din Cluj, Virginia Drăgoi, am memoria numelor, și a spus, Viruța, știi ce scrie în ziar, că a reușit Florin? Și atunci m-am hotărât să mă duc la București să dau examen. Ce credeți, ca să termin frumos povestea, ce credeți dumneavoastră care vă uitați la mine și mă auziți, ce credeți, părinte? Mi-e drag de dumneavoastră că aveți așa, mă ascultați, semănați, știți cu cine semănați? Cu Florin Piersic. Vorbesc serios, dacă din felul cum sunteți și cum povestiți, nu? Da. Are o căldură. O căldură. Așa, da. Și vreau să vă spun că am fost atât de impresionat de faptul că m-am dus la București, m-am prezentat și în clipa când a spus astăzi ultimul care se prezintă în fața dumneavoastră a comisiei, este un băiat din Cluj, îl cheamă Piersic Florin. Și în momentul ăla eu am și intrat și la București, unde mă dusesem singur și eram atât de emoționat ce o să se întâmple, și în clipa când am intrat, în momentul ăla, Elena Negreanu s-a întors spre doamna Sadova, care era Marieta Sadova, care după aceea a fost profesoara mea, s-a întors spre ea și a spus, ăsta e. Ăsta e. Și eu când am auzit ăsta e, zic, bă, înseamnă că m-a sesizat, i-a povestit, doamne. M-am așezat și a spus, povestește-ne o întâmplare din viața dumitale. Și eu am spus, m-am așezat și că mi-a spus, te rog să stai. Și atunci m-am așezat și am spus, tristă sau veselă? Nu uit niciodată. Și a spus, tristă. Și atunci am povestit cum s-a necat sora mea, Lucia Piersic, la 14 ani și jumătate aproape, s-a necat în apele Prutului, sărind să salveze colega de bancă. E o poveste pe care eu am mai spus-o la diverse televiziuni, dar cred că am spus-o și la o emisiune a lui
Dan Negru. Ori trebuie să vă spun că mi-au dat 10. Și când am ieșit pe coridor, de ce să nu spun că de asta ne-am întâlnit acum înainte de Crăciun? Când am ieșit pe coridor, în dreapta, parcă o văd și acum, mama mea, care venise toată noaptea cu trenul, și a spus, Florinel, cum e? Zic, am reușit. De unde știi? Am simțit. Am simțit că am reușit. Grozav. Dar ținând de griu, în mână, da. Ținând în mână... Cum? Da, griu i-ai. Griul. Știi, griul care... Da, griu sfințit, griu sfințit de la biserica din Cluj, biserica unde mergeam eu cu părinții mei întotdeauna la, în duminici sau în sărbători care erau Sfânta Maria sau, mă rog, toate sărbătorile care se țineau religioase acolo, la biserica din Deal. Acolo mergeam, da, de aici, din Cluj, unde mă duc și acum din când în când și chiar am o fotografie la mine scrisă pentru o măicuță de acolo și pe care trebuie să găsesc o zi în care poate chiar după ce ne despărțim, când o să ajung la Cluj, o să mă duc la ea să-i duc această fotografie care mi-a cerut-o extra. Dar asta e o paranteză. Greu sfințit, are... ținut în mână. Greu sfințit, când mi-a spus mama, greu ăsta ți-l dau să-l țin în mână, povestește tu. Care are greu altfel chipul Mântuitorului. Deci, noi am uitat asta, dar de exemplu, nașul e din Ciucea, nașul meu, de eu de azi Valer. Așa, Valer, da. Și când ajungeam la ei, n-aruncau niciodată fărămița de pâine. Pâinea, la pământ. Și bunica făcea la fel. O strângea. Eu n-am văzut pita aruncată. O strângeau și cea mătușei Maria, care era adventistă, nu era neapărat ortodoxă. Da. Dragule, zice, aici e Hristos, vă? Da. Pe bunica mi-a arătat pe grâu, avea chipul Mântuitorului. Acum eu zic, îndrăznesc să spun, pe grâul real, neumblat genetic, se păstrează chipul lui Hristos. Tot ce avem un pic modificat, îl șterge un pic pe Hristos, dar ce avem noi, eu cred că pita noastră în care gust de pită. Știi? Și asta face ca totul să fie special. De Crăciun, pâinea de pe masă. Semnificația este exact unitatea asta în jurul unei pâini de fiecare zi dăruită omului pentru a putea să fie. Coliva admiter, nu? Se adună, se adună boabele. E o adunare de biserică, până la urmă. Coliva este sensul bisericii absolute. De-aia când mai fac ăștia mișto de biserică cu coliva și astea pe mine mă distrează, că oricum ajungem la ea toți. Știi? Și la momentul când ne amenințau unii cu moartea, trebuie să fie un pic ciudat să amenici un popor care îi place atât de mult coliva, să-l ameninți cu moartea, adică e periculos. Da, și ca să termin, m-a întrebat mama, zic, am uitat să-i dau drum. Ce, nu-i nimic, Florinel, nu-i nimic. A fost cu tine. Înseamnă că eu cât am recitat ce am vorbit, am stat cu pumnul strâns. L-a încolțit în toate, rolurile ulterioare, a încolțit greu de frumos atunci. Frumos ce spuneți. Asta legătură cu sărbătorile de Crăciun. Iar în ceea ce privește copilăria mea, trebuie să vă spun că eram elev și primul rol... N-ai știu. Primul rol pe care l-am jucat la o școală, care eram deja elev în clasa a doua, am venit de la Sibiu, unde tatăl meu se refugiase de la Cernăuți, unde am avut tragedia cu sora mea. Eu aveam 8 ani și îmi vine să râd că... Atunci s-a întâmplat ceva care pe mine mă emoționează, pentru că atunci am jucat primul meu rol și toți actorii de la teatru care aveau rude sau copii acolo, colegi cu mine, au spus, bă, dar ce bun e ăsta, pe cine credeți că jucam? Era o școală de maici. Este nu departe de Casa Studenților din Cluj, pe strada pe care mergi spre piața unde e statuia centrală, lui Matei Corvin. Da. Și pe stânga văd locul ăsta foarte des, acolo era această școală de maici și eu l-am jucat în Viața lui Iisus Hristos. Gilda Samoilă, o colegă de-a mea,
frumoasă de nu-i adevărat cu un păr bogat așa, nu știu nimic despre ea, m-am interesat, iar eu îl jucam pe Pilat din Pont, cu costume de la operă, nu știu ce, și a venit un actor, Sandu Rădulescu, și a spus: doamna Piersic, domnul Piersic, dar cum a jucat Florin pe Pilat? Deci aveam ceva calități. Eram bun și de preot, pentru că eu dar asta E Florin vreun prelat, vreun preot, vreun înalt ierarh care te-a bucurat, te-a fascinat, că ai întâlnit mulți? Sigur, foarte mulți, pe că asta îi spuneam înainte de a ne întâlni noi aici, cu camerele pornite, înainte de a porni camerele, povesteam că l-am cunoscut pe șeful bisericii ortodoxe din Los Angeles, din California, un om extraordinar, de care mă leagă foarte frumoase amintiri, pentru că de fiecare dată când m-am prezentat acolo cu un recital sau cu o piesă de teatru, el era, dumnealui era prezent. Nu mai spun că era un părinte Alexe, care tot din Los Angeles avea biserica unde se întâlneau câte 500, 600, 700 de credincioși. Și n-a fost o zi, am stat odată 5 luni de zile și în fiecare 2 săptămâni eram acolo, recitam, povesteam cu credincioșii ăștia, că erau pe lângă biserica din stânga, în dreapta era această sală de, mă rog, acum spune sală de evenimente, nu se spune atunci, dar era sala acestei biserici parohială. Și acolo mă întâlneam, că mi-ai spus de preoți, dar faptul că eu mă trag din părintele Isidor Pașcanu, pe care o să-l vedeți în fotografie dumneavoastră chiar imediat, împreună cu soția dumnealui, preoteasa, care sunt bunicii mei, eu mă trag, deci, din partea mamei mele, Vera, numai din familie de preoți. De asta... Uite, eu n-am știut asta. Eu sunt doctor, docent, profesor în Florin Piersic. Da. Adică eu sunt doctor în Piersic. Asta e scăpat. Deci, nu, dar asta am scăpat. Sunt foarte dar adevărat. Dar se simte asta. Mi-am adus aminte acum de atitudine în anumite situații. Știi unde sunt roluri în care se simte limita impusă de educația de acasă foarte bine. Am dreptate. Se simte cuvântul smerenie. Smerenie, da. Bucuria asta de a fi cu smerenie. Bucuria unui om de a fi cu celălalt. Asta vreau să vă spun, că eram legat de bunicul meu, pe care sigur că l-am cunoscut, l-am întâlnit, a venit la noi, a locuit la Cluj. Un om strașnic. Aș fi putut să am o emisiune de 20 de zile ca să vă arăt ce scria și cum era de dăruit ortodoxiei și credinței. Și gândiți-vă dumneavoastră, părintele mă înțelege, că văd că mă cam intuiește, cum și eu îl intuiesc pe dumnealui. Dan mă cunoaște mai bine decât aproape toată lumea cu care mă întâlnesc. El știe mai multe de mine, cum a și spus-o mai înainte, mai bine decât mulți. Ori trebuie să spun ceva. Surorile mamei mele, v-am spus de Livica, soția părintelui Malcinski, și de mătușa mea Coca, îi spuneam, o chema Daria. Era căsătorită cu părintele Vermeșan din Pojorâta, tot din Bucovina. Iar nepoții mei, acum am doi nepoți, Nicolae Dolgu, care este la Broșteni, în satul lui Creangă, comuna lui Creangă, mă rog, acum e dezvoltat orașul ăsta, e la 60 de kilometri de Vatra Dornei, și un alt nepot al meu, fratele lui Ștefan Dolgu, care este la Spitalul Socola din Iași. Și m-am dus acolo și am făcut o vizită la Socola, asta nu știi, și mi-a spus directorul de la Socola, domnul Piersic, maestre, zic, terminați, domnule, cu maestre, nu-mi spuneți maestre, domnule, nu sunt maestru, domnule, eu sunt un om obișnuit și mă cheamă Florin Piersic, spun, domnul Florin, nici un domnul Florin, sunt Florin, spuneți-mi. Și atunci el a spus, mi-ar face plăcere să vizitați Socola aici, zic, bine, cu plăcere, zic, dar nu, nu, nu
nu cred că e cazul ca să mă duceți în vreo celulă undeva cu tare. Zice, nu, că ăia sunt închiși. Zice, dar avem alții care vor să vă vadă. Sunt toți. Era o zi frumoasă, mi-aduc aminte de toamnă și m-am dus cu nepotul ăsta al meu, cu Ștefan Dolgu, ne-am dus, ne-a primit ăsta și mergeam pe coridor așa. Pe coridor, pe aleile de la Socola. De-a. Și pe bănci stăteau ăștia. Și câte o doamnă spunea, Florin Pierțic. Zic, da, doamnă, să rămână. Ce bine îmi pare că eu vă știu foarte bine. Și ajung în dreptul unei bănci în care se ridică unul. Unul mare, solid, așa. Mă ia de piept, vin aproape. Mă ia așa de piept, zice, bă, Florine, eu chiar... Eram puțin speriat că prea mă luase, dar... Mă, Florine, zic, spuneți-mi, bă, vreau să spun ceva, spuneți-mi că eu de asta sunt aici. Bă, tu ești mai nebun ca noi, mă. Da. Excelent, frumos. Să uit niciodată, iartă-mă că trebuia frumos, să mă partener. Tu ești mai nebun ca noi. Da, așa că, cum să spun eu, călătoriile mele au fost extraordinare și el a întrebat de... De preoții pe care... Și de apoi gândiți-vă că la Ierusalim, gândiți-vă, părinte, vă dau cuvântul meu că nu pot să mă despart. De 46 de ori am fost în Ierusalim, de 46 de ori cu turnee, cu spectacole, cu gaițele, cu jocul de vacanță, cu logodnicele aterizează la Paris, cu oameni și șoareci. Unde sunt piesele am jucat acolo. Cum? Unde sunt piesele astea? Piesele astea nu sunt. De ce le-a de jocul de vacanță care l-am tras pentru că l-am jucat cu Violeta Andrei și l-a făcut Geo Saizescu. Da. Nu am nici gaițele, nu le-am înregistrat nici e aici, ăla e aici. Da, ăla aici. E aici. Am în schimb un spectacol și te rog foarte mult să mi-l cer Dănuț și o să-l dăm și părintelui. Am oameni și șoareci a lui Steinbeck care a fost cotitura mare din viața mea. Nu-mi place să spun când aud pe cineva, cariera mea, care carieră? Ce ai făcut ceva cu piatră, cu nu știu ce? Nu-mi place cuvântul carieră. Da. De-aia nu-mi place nici asta cu maestre. Da, toți sunt maestri, tot asta m-am spus-o, dar nu de asta e vorba. Vorbeam de cu totul altceva, și anume vorbeam de faptul că eu sunt foarte legat de biserică, de preoți, de faptul că am stat atât de mult la Pojorâta, la Sadova, la Câmpul Lung Moldovenesc, la Gura Humorului, la Cașvana și la Corlata. Unde aia mi-am notat și eu, Corlata aici. Corlata unde... este la un kilometru de comuna Ciprian Porumbescu, se cheamă acum și atunci se chema Stupca. Pentru mine, visul meu a fost ca eu să joc pe Ciprian Porumbescu. Asta trebuie neapărat el să râdă, eu știind că voi juca că Dumnezeu să-l odihnească Gheorghe Vitanidis, cu care am făcut mai târziu Totul se plătește Masca de argint, Colierul de turcoaze, astea cu mărgelatul, după ce nu l-am mai avut pe Doru Năstase, care el m-a distribuit pe mine în rolul mărgelatul cu Eugen Barbu, după ce nu l-am mai avut, am visat că Vitanidis mi-a spus, tu ai să joci pe Ciprian, că tot ești bucovinean, ai trăit lângă Stupca și nu știu, când mă duceam la vioară și cine credeți că m-a învățat să cânt la vioară și să țin frumos vioara? Ion Voicu. Da? Tatăl lui Marele Voicu, Mădălin, da. Mădălin Voicu, da, și el știe toată povestea și eu mă duceam să învăț și mă întâlnesc cu Beligan în piața Amzei, nu uit câte zile ai avea și zice, Beligan, ce faci, băi, băieți? Zic, ce să fac? De ce umbli cu vioara aia după tine? Păi zic, și ce, ești lăutar? Zic, nu sunt lăutar, dar mă pregătesc pentru că eu probabil, dacă nu e chiar posibil, sigur, o să-l joc pe Ciprian Porumbescu în filmul lui Vitanidi. E cam târziu, eu zic să arunci vioara pentru că deja l-a distribuit pe altul. Și într-adevăr l-a distribuit la dorința lui Gologan, care era un operator excepțional, l-a distribuit pe Rădescu, de care eu am, pentru care am niște sentimente excepționale și într-adevăr
vă spun cu sinceritate, mi-a plăcut cum a jucat în film și cum l-a condus Vitanidis grozav. Asta a fost o paranteză. Deci sunt apropiat de biserică, de preoți. Vreți să vă spun că zilele trecute la Cluj am fost la o slujbă a unui preot care trăiește acolo pe unde umblu eu, pentru că mă duc din când în când la, în comuna în care s-a născut soția mea, Ana Piersic. Și el ne-a invitat la biserică. A fost o bucurie să mă duc acolo la slujbă și mai ales după aceea când părintele, și nu e primul, care mă invită să spun credincioșilor câte ceva. Și de fiecare dată mă pregătesc într-un fel să le spun, eu știu, o replică din Biblie sau din, pentru că sunt pasionat de această chestiune, atâta vreme cât toate rudele mele din partea mamei au fost preoți. În biserică se face asta? Se întâmplă? Te cheamă în... Da, 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 mă cheamă părintele. Nici asta n-ai știut. Nu, dar știți că preotul ține, dumneavoastră știți foarte bine, ține la urmă... Predica. Și după predică îmi spuneau, e aici Florin al nostru și nu știu ce. Și atunci eu mă simt... Asta, Florin al nostru. Da. De fapt, asta e mai mult decât tot. Și, Florin, da, și atunci trebuie să vă spun că impresionat am fost când am coborât din avion venind de la Londra după un turneu, când a venit un părinte, știu cum îl cheamă, o să-mi aduc aminte imediat, o să mă concentrez și imediat îi spun numele, care a spus, prea fericitul Daniel vrea să vă vadă. Și am spus, când? Când doriți dumneavoastră? Zic, da, vorbim serios, da. Zic, eu doresc acum, numai să-mi vină bagajul. Au venit bagajul, eram un gemantan, aveam și o geantă, nu știu ce, m-am suit și m-am dus la... A fost interesant. Nu uit cum, eu când am ajuns, atâta mi-a spus ăla, să aveți atenție, maestre. Care maestre, domnule? Dar cu cine vorbești, domnule? Vorbești cu Florin Piersic, spune ce vrei de la mine. Să nu îl țineți mai mult de 20 de minute, zice, a fost Băsescu la el și a stat jumătate de oră. Atâta se poate. Zic, am înțeles, dar nu eu l-am chemat pe dumnealui, dumnealui m-a chemat pe mine. Eu vreau să-i sărut mâna, să, dacă se poate, îl îmbrățișez și plec. Cum, dacă a vrut să mă vadă pentru mine? Știți cât am stat acolo? Copii, dumneavoastră care vă uitați acum la mine, datorită părintelui, care e atât de bună gazdă și pe care îl iubesc, și de acum vă spun ceva. Am să mă rog pentru părinții mei, pentru prietenii mei, pentru Dan și pentru soția lui și copii. Vă spun ceva, de acum încolo plec la Sibiu, am uitat să-i spun că eu o să am spectacol în Sibiu curând, acum după Crăciun, cred, și am să vin. Am să vin la dumneavoastră și nu, dumneavoastră, nu o să fiți în sală, viu eu la dumneavoastră că știu că sunteți la Facultatea de Teologie din Sibiu și atunci am să vin și am să țin eu o slujbă acolo, adică o rugăciune am vrut să spun, că eu nu sunt în stare să țin o slujbă, dar știu o rugăciune pe care doresc să vă... să vă prezint, mai puțin dumneavoastră, cât părintelui, care a avut ideea foarte bună împreună. Mi-ar plăcea să vă văd pe amândoi în biserică, în altar, și Florin la sfârșitul predicii. Suntem deja în biserică. Mi-ar place deja. Și acum ce asta am vrut să vă spun, că întrebându-mă de preoții sau de cei care i-am cunoscut, de capetele preoțești, să se spune preoțești, pe care le-am cunoscut, sunt foarte mulți, pentru că am colindat prin România mult. Ori trebuie să spun asta neapărat, la Ierusalim i-am cunoscut pe arhimandriții care au fost înainte, dar ultimul care i-a primit pe părinții mei, părinte, dumneavoastră care mă vedeți și mă ascultați, cel mai frumos cadou pe care l-am putut face părinților mei, Vera și Ștefan Piersic, a fost vizita pe care eu am obținut-o de la generalul Dorobansu și de la generalul Bordea, ca să plece părinții mei. Sunt unul din cei care în clipa când am intrat
de generalul Bordea, de exemplu, a spus, ascultă-mă, Crăciun, da, Crăciun, cred că așa îl chema, zice, du-te până acasă și să-i spui soției mele că e Florin Piersic aici la mine. Și s-a dus, cât am stat eu puțin de vorbă cu dumnealui, a dus o fotografie cu el, era locotenent. Și zic, nu-mi vine să cred, când ați făcut poza asta, am făcut-o la Râmnicu Vâlcea, când ați jucat o piesă, Mașina de scris sau Gaițele sau ce am jucat, nu mi-aduc aminte, zice, și atunci v-am cerut un autograf și cineva din mașină a strigat, mă, Florine, mă, te rog, mă, nu mai stai de vorbă cu toată lumea, noi stăm în mașină, te așteptăm să plecăm la București, jucasem piesa. Și zic, mă iertați, domnule locotenent, spuneți-mi repede adresa dumneavoastră, spuneți-mi adresa. Și am luat tot cum scris, adresa, locotenent Aron Bordea, strada Privighetorii 20, nu știu cu tare. Zic, mâine. Și a doua zi, când am ajuns la București, am luat un plic, i-am scris adresa și i-am trimis fotografia mea cu dedicație. Ce n-am putut să vorbesc, nu știu. Și acum, după ani și ani de zile, când ajunsese mâna dreaptă, în mașină, dacă îl vedeai pe Ceaușescu, în spatele lui, totdeauna era în față, lângă șofer, era Ceaușescu și el era în spate, Bordea. Un om extraordinar. Îi datorez foarte mult din tot ce s-a petrecut cu mine. În general, pentru că simțeam că mă iubește. Și atunci am spus, părinții mei, vreau să ajungă la Ierusalim. Era înainte de 89? Da, bineînțeles. Și zice, faceți pașapoartele pentru părinții lui Florin, că îi cheamă Vera și Ștefan Piersic, zic, da. Și au plecat. Bucurie. Părinte, i-am condus cu lacrimi în ochi la aeroport, că știam că merg acolo și că toți colegii mei evrei plecați de la Teatrul Evreiesc din București și alți mulți prieteni de-ai mei de acolo, știam că o să-i primească. I-am trimis pentru 2 săptămâni, au stat 3 luni. Nu le-au dat voie să plece și acolo era arhimandrit Costin. Vasile Costin. Care a fost mâna dreaptă a lui Teoctist. Ori asta am vrut să vă spun, că toate aceste mici întâmplări pe care eu mă... Astea fac viața. Mă bucur foarte mult că am putut să vă spun despre vizita mea în Ierusalim de atâtea zeci și sute de ori și când mă uit în caietele lor unde părinții mei, mai ales tatăl meu, scrie niște... Da, excepțional scrie în cartea de aur a Bisericii Ortodoxe Române din Ierusalim, strada Șiftei Israel, numărul 46. Și Vasile Costin este cel, dumneavoastră vă spun, este cel care a înmormântat-o pe mama mea și pe tatăl meu. Atât de tare i-a iubit și s-au legat atunci. Da. Și atunci a venit mama și cel care odată pe lună, Costel, Ilie Costel, care are acum un magazin mare de coafiuri în Piața Palatului din București, mi-a povestit că mama a venit și a spus, vai, domn Costel, știți că m-am dus într-o zi, m-am dus cu soțul meu, cu Ștefan, ne-am dus la mormântul sfânt, cum făceam în fiecare zi, ne ziceam că ne rugam acolo și intram la mormântul lui Hristos și așa. Și deodată am văzut într-o prăvălie cu multe materiale de cămăște și am spus, uite că scrie, vorbim românește. Și au intrat părinții mei și mama a spus, zice, dumneavoastră vorbiți românește? Doamne, dar sigur că vorbim românește, dumneavoastră, ce credeți, că noi glumim aici? Am scris acolo, dacă am scris, asta nu sunt minciuni. Eu vă spun, de unde sunteți? Zice, mama, suntem din Bucovina, dar trăim la București. Da, 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 și eu sunt de lângă Rădăuți, da. Am plecat de foarte multă vreme, dar ce doriți? Păi zice, mama, aș vrea să cumpăr o cămașă pentru
băiatul meu. Dar avem niște cămăși, ia uitați ce material, nici nu se boțește, nu nimica, e o nebunie. Vedeți? Vedeți? Cât vreți, ce culoare? Zice, mama, negru, aș vrea să luăm, să iau niște material negru, pentru că el are senzația că nu umblă cu cămașă neagră, că mai slăbuț, mai cutare. Foarte bine, am înțeles. Că ce măsură? Cât să vă dau? Cât să vă tai? La mama zice, nu știu să vă spun asta, dar vreau să vă spun că e foarte mare băiatul meu. E, mare, mare. Cât poate să fie mare, nu fi cât Florin Persic. Și mama... Ia-i povestea, ți-aduce aminte. Și la care pe ăla spune, zice, mama zice, eu sunt mama lui Florin Piersic. Rajela, Rajela, vino repede, mama lui Florin aici. Doamna, am plâns cu el, am râs cu el, vă dau cămăși câte vreți. Și din ziua aceea, în fiecare zi trebuiau să treacă, era obligat să treacă pe la el, să-i invite la restaurant cu nevastă, să-i ducă, să mănânce tina, humus, slaot cheves, știu mâncările de acolo, pentru că nu mă vorbesc și deja, uite, salivez, a trebuit să... Despre iubire, părinte, nu? Despre iubire. Asta e mai mult decât despre iubire. Vă dați seama pentru mine. Ce unitate între... Da. Bungrimile regionale, aceeași... Și cum să-mi sune mama mea, Florinel, te sunt de aici să știi că mâncăm rinichi în pijama. Erau, se chemau la restaurant acolo rinichi în halat la ăștia românii care făceau grătare de asta. Și ea a reținut că în pijama, în halat, rinichi în halat și tot legat de vizita lor acolo, trebuie să vă spun că au fost primiți extra ordinar de toți cei de acolo și am amintiri foarte frumoase legate de Ierusalim. De altfel, dacă dumneavoastră în Betlehem o să aibă el drăgălășenia Dan și sigur că va pune vreo secvență din Betlehem sau o fotografie în care împreună cu ambasadoarea de atunci a României în Israel, doamna Stoica, am fost și am vizitat în Betlehem, în afară de biserică, și asta am vizitat o biserică care se construia atunci acolo, românească. O să mă vedeți într-o fotografie cu toți muncitorii de acolo, împreună cu doamna ambasador Stoica, cu un prieten de-al meu, doctorul Sorin Nistor, care l-am invitat și pe el și pe doamna Muntean, atunci am chemat-o să vină în Israel la biserica care se construia atunci și toți muncitorii s-au legat bucurat de mine, s-au bucurat, le-am povestit, am recitat și așa mai departe, dar vizita mea cea mai importantă totuși a fost când m-am legat sufletește, pot să-ți spun, de Daniel, de patriarhul nostru. Pentru că atunci m-a primit, am povestit și la un moment dat mi-a spus, îmi place cum vorbești la televizor de părinții tăi, de faptul că te-am văzut făcându-ți cruce. Și atunci i-am spus, știți că eu mai impresionat sunt de colegul meu, Constantin Codrescu, eram proaspăt actor la Teatrul Național și într-o zi am coborât din tramvaiul care ne ducea la universitate din Floreasca, unde locuiam, și în fața mea îl văd pe Codrescu, cu care sunt prieten, are acum 3 zile am plinit 89 de ani. Și Codrescu, cu care sunt acum mai mult decât, nu sunt atât de prieten cum sunt cu Dan, dar sunt apropiat de el pentru că mă sună și eu îl sun pentru că avem amintiri, am jucat cu el, am filmat cu el. Pentru mine el înseamnă ceva. Din clipa în care el a coborât atunci, m-am luat după el, îl văzusem în filmul Moara cu noroc. Și eram vrăjit că l-am văzut prima dată într-un film românesc pe el, pe Joe Barton, și mă gândeam, zic, mă, formidabil, Moara cu noroc, pe Ioana Bulcă, care mi-a fost colegă de promoție, pe care am iubit-o foarte tare și era frumoasă ca Ala Larionova, care era actrița din Ordinul Ana, film sovietic excepțional.
dacă facem o altă emisiune peste 100 de ani, vă spun ce filme sovietice de astea rusești să vedeți, că plângeți dacă le vedeți. Uitați pe americani cu șmecheriile lor și cu... Vreau să spun atât, că atunci am coborât după Codrescu, m-am luat după el să văd actorul care l-am văzut în Moara cu Noroc acum 3 săptămâni sau 2. Și odată trece prin spatele teatrului, fost Teatrul Național, acum se cheamă Teatrul Odeon, trece pe lângă biserica de acolo și îl văd că își face o cruce așa mare. Mamă, am rămas tâmpit. Fără să-i fie frică că era fără o perioadă. Fără să-i fie... Bravo, bravo, da. Bravo, bravo. Mă, dați merge și ție mintea, mă, nu are ăsta oprire. Știți că el este un om al Chișinăului. Da, da. Că dumneavoastră știați că el a lucrat mult acolo, da. Lucrează ca un colaborator. Amândoi aveți afinități sufletești pentru Chișinău, pentru Moldova. Foarte pentru... mare, foarte mare. Da, da, am și un prieten. Mi-a plăcut argumentarea. Care e acolo că și ce... care te așteaptă și pe dumneavoastră. El numai să deschidă. Are un restaurant lângă București care se numește Vatra Neamului, pe care îl are și acolo. Și eu am deschis acest restaurant Vatra Neamului, iar dacă veniți înăuntru, vedeți o sală care se cheamă Florin Piersie și când ați intrat, apăsați pe butoane și vezi filme, vezi emisiunea ta, una, două, trei, Haiducii lui Șapte Cai, Aventuri la Marea Neagră, Regăsire, toate filmele mele sunt acolo și poze pe pereți cu mine și cu familia mea și cu prietenii mei. O singură poză lipsește a dumneavoastră și a lui. Dar a două, le rezolvăm. Ori asta am vrut să spun. Fără să-i fie frică că își face cruce. Dar eu cred că în generația au fost mulți oameni care au dat mărturie cu multă decență despre Dumnezeu, despre... Să știți că și în multe lucruri. M-am uitat, am revăzut Frații Jder. M-am motivat. Da, mă rog, eu eram Cristea Jder acolo, dar... Nu, dar ideea în sine, mă uitam la ei cu cât atenție erau la ce emit, la ce se întâmplă. Da, așa, e adevărat. Ori asta am vrut să spun că m-ai întrebat de preoți și pentru că am vorbit despre asta, vreau să închei acest subiect, spunându-vă că la un moment dat i-am spus prea fericitului Daniel, eu sunt îndrăgostit de mama mea. Pentru că a fost o femeie, că tatăl meu a stat 4 ani în închisoare, trimitea pachete la toate închisorile din România și de unde nu venea pachetul înapoi, zice, acolo mă duc. Se ducea ore, nopți întregi cu trenul ca să poată să intre. Așa m-a dus și pe mine la închisoarea din Popeșle Ordeniu, unde iarna am povestit într-o emisiune cum am ajuns acolo. Și cum cel care era la poartă a spus, sunteți soția doctorului? Da. Bine, stați aici. Era un frig extraordinar. Deja eram student în anul întâi la Institutul de Cinematografie, de Teatru Cinematografie din București. Și cheamă-l pe doctorul, cheamă-l pe doctorul. Și atunci... L-am văzut pe tatăl meu, atunci e prima dată când eu i-am spus ce bine semeni, parcă e Jean Valjean din Mizerabili, când l-am văzut venind de după o baracă din aia și venea și așezat cum ar fi acolo, la 2 metri, la o distanță mai mare decât stau eu acum cu dumneavoastră, sârmă, garde sârmă și noi pe altă bancă. Eu am stat în picioare. Vă dau cuvântul meu de onoare că de atunci eu am socotit și am spus prea fericitului că despre asta era vorba. I-am spus, zic, atunci mi-am dat seama că mama mea e ca o sfântă, cum a suferit cu Lucica, cu tatăl meu, cu cât de dăruită a fost ea, cât de bună, cât de generoasă cu toată lumea. Și atunci tata mi-a spus, știu. Zic, ce știi? Știu că ești student la teatru, da? Zic, de unde știi? Păi zice, a fost eliberat unul de aici și a trecut prin Cluj, s-a oprit ca să spună, zic, da, ca să-i spună lui mama că vine de acolo, că a fost eliberat. Și pleca la Oradea, special s-a oprit ca să-i spună mamei mele,
Eu am stat și am dormit în dormitorul ăla, în barăcile alea, cu doctorul Piersic, cu tata lui Florin. Și mama a spus, e student, deja a fost aprobat să intre la institut. El a ajuns în Oradea, nici n-a intrat bine în casă și l-a luat securitatea că au greșit că are un nume asemănător cu altuia care trebuia să fie. Și s-a dus înapoi. Și atunci a povestit lui tata, de acolo știa tatăl meu, că eu sunt student deja la Institutul de Teatru și Cinematografie. Ca să înflorească un Piersic la suflet, i-a îngăduit o zi de plimbare. Spuneți-mi în dumneavoastră ce om a fost. Da. Nici nu știu dacă s-a mai luat legătura cu el, dar. Asta am povestit eu prea fericitului. Și am spus, da, eu o iubesc pe mama. Eu mă rog la Sfântul, la Maica Domnului, o ador pentru tot ce am citit, cum este Iisus Hristos, este Dumnezeu. La Sfânta Paraschiva, pentru că am fost foarte bolnav și mama mea o noapte întreagă cu icoana pe care o am. O păstrez tot timpul, icoana Sfintei Paraschiva, la care mama s-a rugat și a spus, dacă mi-ai luat-o pe Lucica, nu-l lua pe Florinel. La Sibiu stăteam pe strada Hect, numărul 2, la etajul 2, Parcul Astra, de lângă hotelul cel mare, lângă Continental. Acolo stăteam noi, acolo. Și vreau să-ți spun, asta a fost o paranteză, că știu că sunteți sibian, ori vreau să-ți spun că foarte tare mă impresionează chestia asta, că am spus de Sfânta Paraschiva și atunci eu, care îmi pare rău, dar vreau să-i spun și lui Costel, care ne filmează, și lui Ștefan, care e în fața mea, cum se spune, Ștefan sau Ștefan, oricum, e bine. Ori vreau să spun că tatăl meu era Ștefan Piersic, ori vreau să spun că în momentul acela i-am spus patriarhului Daniel, îl iubesc mult. I-am spus, dar dumneavoastră, când am văzut că nu se mai desparte de mine și că mi-a spus că vorbesc frumos limba română, i-am spus, timp care trece, timp ce purcede, în urmă nemulte, n-or să rămână, dar niciodată nu se va pierde doamna frumoasă limba română. S-or duce zilele, iubiri fără margini vor trece sub marea uitare stăpână, dar niciodată nu va cădea în paragini doamna frumoasă limba română. Clopotul toamnei limpede bate, pieptul aroma dorului sună, plânge și râde cu lacrimi curate stăpâna noastră. Limba română, cuvântul ei dulce ne este nume, glasul ei cântec, mereu ne adună, bunii și răii ce au pe lume mai sfânt decât limba română. Pământul acesta cât ne rămase, munții, vulturi, marea cu spumă, stă sub lumina ce arde în case la fiecare. Limba română, născuți dintr-un sânge străvechi precum vinul din boare și rouă și din furtună, în ea ne rostim și bucuria și chinul în prea iertătoarea limbă română. În ea se botează și vii și morții, în ea se șoptește sub clarul de lună o poartă pe buze, și domnii și hoții trăind de milenii în limba română, și timpul tot curge și curge va veșnic, și sufletul tainic mereu se cunună în fie ce toamnă sub stelele și veșnic cu blânda mireasă limba română. Și am spus poezia asta scrisă de Duțescu, care este acum președintele Uniunii Scriitorilor din Craiova, deci oltean,
Dar ce poezie a scris. Super, da. Dar dumneavoastră, prea fericite, că tot m-ați întrebat, sau aproape că m-ați întrebat la cine mă rog, dumneavoastră, pe cine iubiți foarte tare? Mi-a plăcut. În clipa aia eu am rămas așa. A spus eu? Eu îl iubesc pe Ștefan cel Mare. Când mi-a spus asta, am zis gata să. A fost unul dintre cei care a canonizat, nu? A inițiat. Iașului știa despre nu numai asta. Zilele astea am filmat un pic în Bucovina pentru emisiunea de pe TVN. Și am ajuns la Voșducul lui Creangă. Așa. Știți ce hotărâre? Știți că este prima hotărâre luată ca mitropolit ridicarea catedrei lui Creangă. Deci patriarhul ca mitropolit al Moldovei ni l-a redat pe Creangă preoției și pe Ștefan Sfințeniei. Vedeți ce vrei mai mult decât atât? Păi, vedeți cum ați invitat, vedeți de cine vorbeam. Cine n-are urechi de auzit, n-aude, știi? Și foarte cine de frumos. Văzut, deci mai repetați odată ce era... Deci l-a redat pe Creangă preoției. Și pe Ștefan cel Mare Sfințenii. Mi s-a părut cel mai impresionant. Adică a inițiat chiar canonizarea. Ea canonizarea lui Creangă de lui Ștefan cel Mare, da. Mai aveți răbdare cu mine? Spuneți-mi, dar de cât timp v-ați uitat copii Costel, Ștefan, v-ați uitat la ceas când ați început? Mi-am dat ceasul jos. Știu, dacă la cât am început. Uite, Florin. Uite, eu îmi pun ceasul în buzunar. Și eu îmi pun buzunar. Bun, dar la ce oră am început? La 3 jumate am uite, început. Uite, deci la 5 jumate acum. Ne punem ceasul în buzunar. Mi l-am pus în buzunar. O oră jumătate. Acum să păstrați imaginile astea, că ne-am dat ceasurile jos. Ne punem ceasul în buzunar. Dom'le, aici e toată figura, că trebuie să vă spun că în momentul când el a spus Ștefan cel Mare, de-aia sunt pe fază. Și de-aia nu avem timp în această emisiune, pentru că de multe ori am spus, mă Dănuț, poate că inventez ceva pe parcurs ca să spun eu nu știu ce sau nu știu cum. Ori eu, pur și simplu, nu pot să-i dictez lui când el la o emisiune are 150 de oameni, balet, comici, care toți vor să apară în față. Acum suntem numai noi. Noi, Crăciunul și oamenii de acasă. Da, dar eu ador oamenii cei care se ocupă de... care nu se văd. Nu? O am prietenă pe Ioana Bogdan, care a fost realizatoare televiziunii române printre Vornicul, Titus Munteanu, Lazarov. Am filmat primul Crăciun cu Florin, cu foarte mulți ani în urmă, și erau doi producători în spatele camerelor. Valeriu Lazarov și Titus Munteanu. Titus Munteanu. Ăștia sunt doi titani ai televiziunii și erau în spate. Ei nu mai sunt și lor, ei sunt în spatele camerelor. Și eu de ce am spus, cum te cheamă Costel, cum te cheamă Ștefan? Că și ei trebuie să știe lumea că există. Iar în spatele lor sunt ceilalți care se uită la noi și care sunt convins că astăzi s-au răcorit. În momentul în care el mi-a spus dumnealui, mă rog, așa, a spus că l-a iubit sau îl iubește pe Ștefan cel Mare, eu atunci, care sunt în general destul de plin de poezie, pentru că ador poeziile, le ador toate poeziile, știu și poezii de poeți străini, Uland și alții, n-avem timp, dar când am să viu la Sibiu, atunci am să vă închin o poezie care se numește... poezia pe care blestemul bardului a lui Uland. Abia aștept să vă spun și poate vă spun chiar acolo, dacă ajung să mă chemați să mă întâlnesc cu studenții cu dumneavoastră. Drag, să ne îngăde, și atunci le spun această pandemia, să fie mai liniștit. Și atunci am spus i-am spus pe fericitului, eu am un prieten căruia îi datorez faptul că m-am dus la teatru, că îmi spunea, de ce nu te faci actor? Îmi spunea. Îi spun lui Dan, pentru că a auzit de el, de Dominic Stanca, soțul Soranei Coroamă Stanca. Actor la Cluj, mai târziu a fost actor la Reșița, prin multe locuri a plecut. Are o carte pe care n-o iubesc, o ador și pe care vă promit, o am la mine, pe noptiera de acasă, se cheamă Strada care urcă la cer. O să vedeți acolo, tu nu știi, vreau să-ți o dau și ție, pentru că în această, el trăind în orăștie, a luat
oamenii la rând și scrie povestea croitorului, a cântăreței, a... genial, nemaipomenit. Ori, el a scris poezia, îi spun prea fericitului părinte Daniel, îi spun poezia. Când a spus Ștefan cel Mare, am spus zaci sub această lespede rece. Dar tu ești pretutindeni. În fie ce bruș de pământ, în bobul de grâu, de mei, de tămâie, în sabia frunzei, în piatra din râu, peste tot înflorești primăvară eternă, în inimi, în sălci, în spic, în cicoare. A cui e dumbrava? A lui Ștefan cel Mare. A cui e fântâna? A lui Ștefan cel Mare. Cine a dat pomilor umbra în cărare? Ștefan cel Mare. Turnul acum povrnit înspre apă, numele tău îl păstrează pe zid, râul când sapă sub albii, dezgroapă bourul tău pe fie ce blid. A cui e cetatea? A lui Ștefan cel Mare. Polobocul din zid, mucezit sub firidă, ulcica de lut, a lui Ștefan cel Mare. Toate sunt ale tale. Ale tale sunt colinele movile cu cerul pe umeri și stânele. Te îngână în spume de armi durăul, te leagă în frunze vița de vie, cotnarii săi tăi și hârlău. Stejarii bătrâni poartă numele tău, codricei mulți, codricei vechi, codricei noi poartă numele tău. Pe aici a trecut Ștefan cel Mare, aici a mas din popas Ștefan cel Mare, aici a vânat căprioare, aici hoarde tătare, aici a băut din smălțate pocale vinuri dulci și pelinuri amare. Pe aici a trecut Ștefan cel Mare, aici a săpat o fântână și colo, pe brână, șapte izvoare. Tot ce e țară și om te îngână. Tu ești sângele bun al câmpiei, tu ești piatra, tu ești izvorul, tu ești ochiul din munte, tu ești steaua și vatra. Tu ești inima Moldovei bătrână. Piatra, ceara, fierul, mormintele îți poartă săpate în palme cuvintele. De aceea astăzi, când batem un drum, când trecem un vad, când urcăm o cărare, știm fiecare că într-o zi pe aici a trecut și Ștefan cel Mare. Așa a aplaudat în clipa aceea prea fericitul Daniel, care l-am văzut că are cumva lacrimi în ochi, cel puțin așa mi s-a părut mie, și atunci a sunat din clopoțel și a spus: Piersic are să fie unul din consilierii mei. Și am zis: vorbiți serios, foarte serios, și nu vreau să pleci, mai rămâi. Atletul creștin spune Ștefan. Vă dau cuvântul meu de onoare că mai mare compliment nu putea să-mi facă decât să spună să rămân, să mai stau. M-a condus pe coridor, nu-i niciodată. Și mi-a spus: mai spune-mi o glumă. Pe zi glumă pot să vă spun că viu din Israel, adică am fost la Londra, acum am venit din mai câteva zile înainte, am fost în Israel și vine unul la Șava, un evreu care era plecat de ani și ani de zile, zice: ce faci, băi? Șloim, ce faci tu? E,
ce să fac cu viața mea aici? Da, și foarte bine, foarte... Dar și mai faci și pisicuța așa, mică, mică, angora, la care dădeam un chil de lapte pe zi. Și a murit. A murit? Da, a murit. Și te ajeți așa, te mor oamenii, dă păi o pisică. Și te ajeți, dar nu știi că sunt un om sensibil. Puteai să-mi spui și mie că e în pivniță după șoricei sau e sus pe acoperiș. Și faci și taică tău. Și pe acoperire. Mi-aduc și zic, plec. Nu plec, mai stai, mai vorbim aici, mai îmi povestești. E un amestec între veselie și hotărârea de a învinge suferința celor din jur, se simte. Domnule, nu știu. Cum a trăit așa, Florin? Mă spune cum trăiesc, pentru că eu, nu știu, e foarte frumos ceea ce îmi spuneți, dar asta cred că e părerea dumneavoastră, dar nu sunt chiar așa. Ei, da. Eu sunt, dacă vă spun, vă spun eu dacă reușeam să fiu, sau dacă ajungeam să fiu preot, cred că nu. Da, amintiri nu, de la tata, Florin. Nu eram așa. Florin. Amintiri de la tata, am o poezie care vreau să vă citesc, cu toate că eu am venit aici cu un scop. Poezie scrisă de cine? De tatăl meu, de doctorul Ștefan Piersic, dar tatăl meu a scris o carte pe care o am, bineînțeles, și care a fost prefațată de cel pe care noi, când am început această întâlnire de dragoste, ca aș numi o întâlnirea cu dumneavoastră, iubite părinte Necula, și cu iubitul meu prieten, pot să spun că e frate de suflet cu mine. El odată nu l-am auzit să spună ceva în care să mă dezavantajeze pe mine. Dimpotrivă, dacă cineva are vreo scârțială, el imediat zice, stați că nu-l cunoașteți. Pe Florin nu-l cunoașteți. Lăsați-mă, să-l cunoașteți, Florin, atunci... Părinte, deci... trebuie să-ți povestesc în 10 secunde sufletul lui Florin. În 10 secunde. Tata s-a prăpădit cu niște ani în urmă și în partea finală a vieții lui tata, tata s-a prăpădit de cancer, în partea finală noi știam că vine sfârșitul. Dimineața, pe la 9:30, Florin mă suna și mă întreba doar atât, cum e tata? Hai să spun eu ceva. Tata bolnav, strașnic, și tata s-a stins. Ținea foarte mult Dumnezeu la o replică din Pintea. Avem niște tați, țin cerul, vă spun eu. Tati îi plăcea replica aia din Pintea. Băi, Pintea, mai lua și n-ai dat. Tași, mă. Tași, așa. Tași, no, mă. No, uite ce. Știi, asta era replica aia, rupea filmul în două. Și când îi spunea asta, râdea. Abia mai putea râde de ultima vreme. Să știi, zice, e cea mai tare replică care m-a răcorit pe mine vreodată într-un film românesc. Înseamnă că tații noștri sunt aici acum. Sigur, da, pentru că asta e taina Crăciunului, printre altele. Scenariul era scris de Opriș. Da. Și regia Mircea Moldovan, Dumnezeu să... Când am plecat în Maramureș, prima dată ne-a trecut cu chinul, dintr-o parche într-a cealaltă, tata a ținut, minte și acum. De unde am sărit noi, de pe Gutin. Aoleu, de câte ori am sărit pe niște creste la Brașov, crezând că sunt Pintea și nu mi-a ieșit întotdeauna. Da, de mine. Eu foarte greu am sărit, dar până la urmă am sărit, că mi-era frică, era cam mare distanță. Și piatra aia la jumatea drumului acolo, tata se oprea întotdeauna și făcea o rugăciune. E incredibil. Da, un personaj, până la urmă, altfel nici n-ar fi apărut în istorie. Noi l-am fi uitat fără filmul ăla. Da. Fără filmul ăla s-ar fi uitat. Așa e, da. Ce bine îmi pare, da, totuși. Da. Acum am auzit, cineva mi-a adus niște fotografii, le am, niște fotografii care îl reprezintă pe Pintea. Original, nu? Florin, nu, nu. A? Florin Piersic, că l-are pe cal la o intrare pe care au descoperit-o ei pe lângă Budești, unde s-a făcut o pensiune mare. Și când intri în pensiune, sunt eu, călare pe cal, și scrie la Pintea viteazul, cu tare așa ceva. Și frumos, că își mai... Care e cea mai frumoasă amintire din filmările de la Pintea? De la Pintea, cea mai frumoasă și cea mai minunată. Bine, am foarte multe întâmplări. În primul rând, oamenii care mă opreau și spuneau să ne faceți dreptate. Că ei, mă rog, ei nu înțelegeau că eu sunt Pintea ăla din film și că joc rolul lui Pintea. Ei credeau că eu chiar am putere.
Ba, zic, dacă pot, puteți, dumneavoastră puteți orice, faceți dreptatea, ci că ăștia nu ne dau la comparativă, ne pun și bani mulți, ne cer și cu tare, și începeau cu probleme. Altul spunea, domnul Florin, zic, eu da, spuneți-mi, Bade, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră sunteți artist? Zic, da. Cât ridicați? El se gândea că sunt artist de ăla de la circ care ridică greutăți. Zic, da, păi eu ridic destul de mult. Zice, că sunteți așa de bine făcut. Zice, cred că ridicați multe. Asta era o poveste. Altă poveste legată de Pintea e faptul că eu mă duceam la filmări cu calul. Deci eu coboram din avion și în loc să mă duc la locul filmării, mă duceam la grajd. Îmi luam calul, n-am să uit niciodată că atunci șeful Maramureșului era Blaj, Gheorghe Blaj, era prim secretar, el ne-a dat cai, oameni, a chemat oamenii din toate satele să vină atunci când începe revolta lui Pintea. Tot ce se vede în film acolo, oamenii țăranii lui Gheorghe Blaj, care conducea atunci. El îmi trimitea mașina la filmări, eu la 4:15 trebuia să mă sui în mașină, să mă duc la aeroport, să mă urc în avion, elicele mergeau, că era avion de ăla când pleca, lua și asfaltul cu el, că erau avioane vechi. Ave, nu știu cum, Ave Maria, sau cum Antonov, se cheamă. Așa. Ajungeam la București, mă aștepta mașina și mă duceam la teatru. Știa lumea din sală că Florin Piersic vine de la Pintea, că l-are pe cal, cu mustață, nebărbirit și că joc în piesa aia. Incredibil. Ei nu știau că toată ziua am filmat și că după ce se termină spectacolul, dorm 2-3 ore și iar mă duc la aeroport, iar mă sui în avion, Blaj trimitea mașina după mine și mă duceam, luam calul din grajd, mă opream la un fel de alimentară unde, jur, tot filmul cât l-am jucat, luam un covrig și groșciori spune la ei. Da. Adică smântână. Și mâncam, calul mergea singur, hățul îl prelungeam și îl puneam după gât, că era calul meu și mă cunoștea. Era ca în filmele cu Mărgelatul, când am avut un cal pe care nu l-am iubit, l-am adorat, că m-am dus la el la sâmbăta de sus și pe unde stătea el în rezerva aia lui, scria artistul de film, da, chiar, da, ăsta chiar, care chiar, jucase cu mine în film și care se lua după mine, ori mă duceam, el în clipa când îl lăsam, eu trebuia să mă duc până acolo, el venea ca un cățel, venea după mine și mirosea pe acolo și mă bătea cu capul, așa ca să-i dau zahăr. Asta explică un pic noaptea de Betlehem, apropierea, icoana asta, apropierea animalelor de Hristos, știi, când da, simte, vitele care, când da, simte vin la omul, la Iisus. Da, și simte am avut foarte mare, cum să spun, legătură cu toți caii, și cel din harap alb și cel din frumos, da, frumos cal alb. Da. La Pintea, Florin, ai întâlnit și o fetiță. Da, uitați. Părinte, e o poveste fantastică. E poate cea mai frumoasă poveste de Crăciun. Uite, pe care povestea noastră de Crăciun. Asta e cea mai frumoasă de Crăciun. O fetiță care se uita la mine, cred că am povestit asta, de asta o știe așa de bine Dan, se uita tot timpul la filmări, că mi-aduc aminte și pe unde filmam, lângă satul Budești, unde s-a născut Pintea. Și stătea și se uita la mine așa, totdeauna. Și eu sesizam frumos și că extra, parcă era un cap de-a lui Grigorescu, că am, cum să spun eu, am în imagine pe câțiva din pictorii români care au făcut tablouri pe care eu nu pot să le uit niciodată. Și ea era ca un cap al lui Grigorescu, așa, și mă uitam la ea și avea și o băsmăluță, așa. Și la un moment dat, a doua sau a treia zi, nu mi-aduc aminte, dar mă urmărea chipul ei. Și am spus... Pe tine cum te cheamă? De pe cal. Eram pe cal. Mi-aduc aminte că așteptam o filmare. Și a spus, Maria.
Zic, Măriuca dragă, extraordinară ești. Dar de ce te uiți așa la mine? Că de atâta vreme, totdeauna te uiți. Pentru că vă iubesc. Zic, mă iubești pe mine? Da. De ce? Nu știu. Dar vă iubesc mult. Zic, bine, să stai aici. Auzi, Mircea, Mircea, ia-o pe fetița asta, că eu termin filmarea și vreau să stau cu ea. Am luat-o, am plecat cu ea și am spus, unde locuiești? Ce fac părinții tăi? Nu mai am părinți. Cum? Am murit. Cum? Mama a căzut de pe un car cu fân care îl aduceam din ogorul nostru. Căzut și-o căzut în cap și-o făcut o boală că nu a mai putut să o salveze nimeni și după două săptămâni muri și tata. Și tu unde stai? Stau la sora lui mama, la mătușa mea. Zic, du-mă acolo. Și ne-am dus. Tu știi povestea. Știu. Și m-am dus. Vai, domnul Florin, ați venit la noi. Zic, da, am venit din cauza fetiței astea, că mi-e foarte dragă. Eu am avut o soră care s-a pierdut. 42. Am povestit cu ei. Și zic, vreau să fac ceva pentru fetița asta. Ce? Zic, vreau să o înfiez. Asta i-a plăcut lui. Dragilor, e foarte important ce vă spun acum. Pot să spun în fața părintelui și nu fac niciun păcat. Nu știu câți oameni pot să facă asta. Atunci așa am simțit. Că vreau să o înfiez. Am ținut legătura cu ea, m-am dus cu dumneavoastră, vorbesc și cu părintele și cu Dan. M-am dus la București și am spus părinților mei. Și atunci tata a spus, Florin, tu ai atâtea probleme. Noi suntem oameni deja în vârstă, nu? Te angajezi la un lucru foarte grav, pentru că trebuie să o aduci la București tu și așa. Mă rog, eram căsătorit, aveam probleme, probleme nu de altceva, dar aveam problemele astea profesionale, să mă duc acolo. Ce credeți, părinte, că noi eram plătiți într-un fel? Pe Caragiu am să-l uit vreodată, e o paranteză, îl întrebam, de ce facem noi, mă, Tomiță, filmele astea? Să ne vadă ăia din bloc. Răspopit, el juca. Adică uite-l, bă, pe Anghel Șapte Cai, uite-l pe Răspopită, uite-l pe Mamulos, uite-l. Adică personajele care le jucam să rămână în public. Noi s-au pentru, rămas într-un fel, cât de cât. Ori asta am vrut să vă spun, că atunci i-am ascultat pe părinții mei, dar imediat am luat legătura cu ăsta, pentru că mă duceam des la Baia Mare și de atunci îmi place să vă spun, îmi place. Și vă rog să socotiți că nu e o laudă. Nu. Departe de mine așa ceva. E o bucurie că pot să spun în fața părintelui și mai ales Dan, care m-a provocat. Acum am realizat de ce e Dan aici. Pentru că el îmi tot strecoară câte o vorbă, pentru că încă o dată spun, el știe de viața mea mai multe decât știu eu. Și atunci asta am vrut să spun, că din momentul acela am spus așa, tot ceea ce câștig eu de la teatru, salariul meu, îl trimit fetiței astea. La ora când noi vorbim, acum, înainte de sărbătorile Crăciunului, până acum niciodată și nici azi nu o să spun mai mult decât Maria, dar are două fete mari deja, căsătorită, tabloul meu e în casa lor de la Turnul Severin, și spun, binefăcătorul nostru, al meu, spune Maria, Măriuca asta, e Florin. Florin Piersic este cel care m-a ajutat pe mine ca să ajung. Fericirea este că s-a căsătorit cu un om excepțional, are două fete mari, pe vine să mor de râs, pe una o cheamă Florina,
și pe cealaltă o cheamă Ștefania, adică după numele tatălui meu, Florin Ștefan Piersic, așa sunt eu fiul. Ori vreau să spun că niciodată nu am, nu știu, așa folosesc un cuvânt care nu mi-aparține, n-am devoalat povestea asta, pentru că oricum ea sună a laudă, dar nu e o laudă, e o pomană, e ceva de suflet, pentru că eu în ea am văzut-o pe sora mea. Vă spun o întâmplare pe care Dan n-o știe, dar vreau să o rețină, iar dumneavoastră să o scrieți în amintirile dumneavoastră. Copii, și ție, Costel, care ești la imagine, și ție, Ștefane, fiți atenți. Prima dată când am ajuns la Paris, aveam 22 de ani. 22 de ani. Eram la festivalul filmului de la Cannes, invitat. Jucasem în filmul Ciulini Bărăganului, Chardon du Bărăgan, a lui Louis Dacan, care a venit în România și când a văzut fel de fel de figuri, a spus ăsta să-l joace pe Tănase. Ăla, ăsta eram eu. Și așa am jucat în filmul lui Dacan. Povestea e mai lungă, cum mi-a spus el, să nu mă rad, să nu mă bărbieresc și toată vara am fost la mare și am stat sub umbră să nu cumva să mă bronzez, să am barbă, să am mustăți. Și a spus, dar cine e nenorocitul ăsta când am ajuns la filmări? În 14 august la filmările la Ciulini, zice, cum, ăsta e Florin, Florin care l-ați ales în rol. Dar ce cu el în halul ăsta? Ce, vine din pușcărie? Zice, nu, dar dumneavoastră i-ați spus să nu se bărbirea. Tundeți-l, domnule, bărbiriți-l, domnule. Cum să apară în felul ăsta? Păi zic, dacă știam că sunt țăranul ăsta, Tănase, că am citit novela ala lui Panaitis, frate, Ciunini Bărăganului. Și am ajuns la festivalul filmului. Cum? Că el a spus, dacă un singur om să vină din filmul ăsta. Și juca Berechet, Ana Vlădescu, Ruxandra Ionescu, Marcel Anghelescu, Tomazoglu, mulți actori. Piersic să vină. Când am auzit că plec la Cannes, mama mi-a făcut smoking, papion mare, cât un... Ce, așa, cât hârtie asta, așa, aveam un papion de tămâ... Când am intrat și am pupat mâna lui Daniel Darieu, a făcut, oh la la, le roumain. Asta am vrut să vă spun, că am ajuns la Paris. Acum e povestea cea mai frumoasă pe care n-o știți și pe care eu o port aici, în sufletul meu. M-am dus la Sacré-Cœur, la Biserica Sacré-Cœur. De-aia, părinte, nici nu știți cu cine povestiți azi. Eu sunt tot atât de credincios ca și dumneavoastră. Numai că nu mă arăt așa. Sigur că în culise, când înainte a juca o piesă sau a intra, îmi fac o cruce. De ce? Pentru că, vă spun ceva, am venit aici ca să filmăm pentru Crăciunul care urmează acum peste câteva zile. Vă jur că vă spun adevărat. Dane, dacă îți spun, nu cred. N-am putut dormi până la 4 dimineața. Și o să-mi spuneți de ce. De grijă că mă întâlnesc cu voi. De tine știam că o să mă ajuți, că o să faci, că te pui jos numai să-mi iasă cumva. Dar de părintele care mă interesase, am avut emoții. Și m-am pomenit la 4, mă uit la ceas, nu la ceasul ăsta, că am ceas pe perete, și mă gândeam, zic, mă, chiar așa o fi preotul ăsta, mă. Necula, Constantin Necula. Zic, bă, dacă tot spun că e formidabil... Deci, el a avut dreptate. Eu am emoții. Indiferent dacă acum mă scoateți afară și trebuie să-i spun domnului ăla care e în culise aici, unde suntem noi, și îmi spune să-i spun o poezie, am o strângere de inimă, că nu le scot așa ca la șapirograf. Păi nu-s bancuri. E ceva. Ori asta am vrut să vă spun, că m-am dus la Sacré-Cœur. Ca să ajungi la Sacré-Cœur, nu e ca acum, când am fost eu și aveam 22 de ani. 22 de ani am avut atunci. M-am dus singur. Am ajuns cu un autobuz și de acolo pe jos, pe jos, pe jos. Acum te urci în ceva, nu știu ce. Ajungi la Sacré-Cœur, extraordinar. Copii, urci trepte până la Sacré-Cœur, biserica din Montmartre, nu? Că așa se cheamă. Da, da.
Și acolo, ce credeți că erau pescări? Pictori. Care aveau niște șevalete, așa se cheamă, nu? Pe așa care aveau acum desene așa cu tare. Da. Uitați-vă la mine. Nimic ce se va mai petrece astăzi cu noi nu va avea această istorie. Din clipa aceea vreau să vă spun că eu sunt un om care am trăit o minune. Îmi pare rău, părinte. Cum? Îmi pare rău că vă spun, dacă și dumneavoastră sau Dănuț, Negru, au trăit o asemenea poveste, este extraordinar. Eu am trăit-o. N-am spus-o. Vă spun acum. Sunteți în premieră cu mine. Și mergând și uitându-mă la un șavlet, la altul, dorind să ajung la Sacru Cœur, să aprind o candeluță din aia, că ei nu vând acolo lumânări atunci. Vindeau niște candeluțe, așa cum e paharul ăsta, dar mai mici, așa. Și deodată, ducându-mă, uitându-mă în dreapta, în stânga, urcând scările, deodată în fața mea apare sora mea, care a murit, Lucia Piersic, îngropată la Cernăuț în 42. Îi văd chipul ei, făcut din alb negru, din peniță, într-un tablou cam așa de mărimea, cât mă vedeți pe mine până aici, așa, ea se uita la mine, ea. Și am vrut să-l întreb pe ăla, dumneata, ai, ce e asta? Crezând că e o fotografie luată de cineva a surorii mele, dar cine s-o fi luat? Că eu atunci aveam 22 de ani. Ea murise, deci clar că eu aveam 7 ani când a murit ea. Înnecată în prut. Înnecată în prut. Cum? Dar era chipul ei și dedesubt pe această schiță din peniță făcut chipul, scria 5 franc, 5 franci. Și am zis, asta dacă o cumpăr și o duc mamei și tatălui meu, e cel mai frumos cadou care pot să-l fac. Zic, mă întorc, aveam bani în buzunar care mi-i dăduse în fața lui Ion Popescu Gopo, marele realizator de desene animate și de filme cu actori, mi-l dăduse George Macovescu, pe care l-am adorat, era ministrul cinematografiei. La Revoluție a murit George Macovescu. Și eu aveam banii aici, că mi-a dat bani pentru perioada când stăm acolo, când bani pentru cheltuieli din astea. Diurnă. Diurnă, da, cum ar veni, da, cam așa se cheamă, știu. Ori, zic, mă întorc și o cumpăr. Cât să spun, că am mai mers 4-5 scări, m-am mai uitat la un tablou, m-am uitat la altul, m-am uitat la Biserica Sacră, că eu zic, mă întorc să cumpăr. Și acum urmează, gata, ați ghicit. Nu mai era. Nu mai era. Și atunci m-am dus, vine să plâng, și atunci m-am dus, asta e una din amintirile mele cele mai fierbinți și mai puternice, și m-am dus la ăla și l-am întrebat, eu în școală am făcut rusă și franceză, și l-am întrebat în franceză, unde e? Zice, acum câteva minute, acum 5 minute, mi-aduc aminte că mi-a spus ce a venit o femeie, o doamnă și l-a luat. Dar cum n-au cumpărat nimic din celelalte care le avea el acolo? De ce tocmai aia m-am gândit? Când am venit, am fost urmărit de povestea asta și că am venit acasă, de ce să nu vă spun? Sunt la o emisiune în care jur, credeți-mă, părinte, că dacă nu erați dumneavoastră și nu era Dan, nu puteați alegeți pe altcineva mai bine decât pe el. Pot să vă spun un lucru, vă jur că vă spun adevărat, dacă n-ați fi dumneavoastră, nu povesteam această întâmplare. Dar nu e o întâmplare, e o minune. De ce? Pentru că când am ajuns acasă, ce crezi că mi-a spus mama? Florinel, știi de ce n-ai mai găsit-o? De ce? Pentru că ea era cu tine. Ea a vrut să te vadă,
N-am să uit asta niciodată. Așa a spus mama. Eu orice a spus mama, am crezut-o. Ea a fost cu tine. Și tu ai văzut-o pe ea. Nu știu. Sigur că tu în clipa când ai văzut tabloul și ai vrut să-l iei, adică schița aceea făcută, erai vrăjit că e sora ta. Ei, află, gândește-te la asta. Că a fost o minune. Ea a vrut să fie cu tine. Cine te-a iubit mai mult din toată familia noastră? Lucica, care spunea, mamă, e atât de scump, e atât de... îl ador, nu mai știu ce să fac cu el. Sora mea vorbea despre mine și am pierdut-o. Și asta e o întâmplare, e prima dată când o spun, să știți că sunteți vinovat. Că m-ați provocat. Felix Culp, și da, și el. Și acum, ca să, nu știu, cred că m-am lungit prea tare, vreau să vă spun că ai rămas dator. Una cu... din, da, nu, atâta rămas... vreau să spun că am fost la Putna, unde am fost sărbătorit extraordinar, primit de către un domn de acolo, Juravle îl cheamă, și mi-aduc aminte că era o zi cu ploaie și în clipa când eu am ajuns la marginea mănăstirii, adică la o distanță de vreo 1,5 km, 2, nu știam ce e acolo, credeam că e o nuntă. Nu, erau răzeși adunați, unul călare îmbrăcat în Ștefan cel Mare, care mi-au cântat, mi-au recitat. Am fost primit cu flori, cu ceva extraordinar. Aveam un recital acolo, în Bucovina, părinților mei și a copilăriei mele. Și acolo, la Putna, am locuit, nu la Putna, la Melchisedec, pe care îl cunosc și îl apreciez. El este stareț pe viață acolo, la Putna. Pentru că așa-i cu stareții ăștia. Ei sunt până în clipa în care nu mai... când pleacă într-o stea, Melchisedec, și la cealaltă mănăstire, tot ținând de Putna, se cheamă tot a Putnei, nu știu cum se cheamă Putnei. Acum, Sihăstria Putnei, acolo este Nectarie. Vedeți ce memorie. Nectarie este cel care conduce. Ați fost acolo? Sigur, da. Ați fost. Ei, suntem, îmi pare rău că n-am fost împreună. Acolo. Cum? Suntem camarazi de arme. Camarazi de arme, suntem preoția acolo. Da. Și acolo am stat și îl amintesc cu foarte mult drag, unul din călugării de acolo, de la Sihăstria Putnei, îl chema Gherasim. Și el mi-a dat într-o perioadă, chiar mă suna aproape din două în două săptămâni să mă întrebe dacă sănătos. M-am simțit extraordinar. Regret că trebuie să vă spun ceva care nu prea e plăcut. Totdeauna oamenii spun, Piersic vorbește mult. Vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru. Actorul, artistul, actorul, vorbesc de teatru, nu știu dacă și de film, dar actorul are un singur instrument, cuvântul. Dacă eu nu vă vorbesc, atunci cine să vă vorbească? Mai ales că dumneavoastră auziți pe foarte mulți vorbind și nu rețineți nimic. Dar întâlnirea noastră poate că totuși rețineți, pentru că fiecare povestea mea are un tâlc, are o morală, ca să spun așa. Și de asta m-am bucurat foarte mult că ați hotărât totuși să mă invitați pe mine înainte aceste sărbători minunate a Crăciunului. Ne-ai rămas dator cu poezia, da, și scrisă a tatălui de tată. Meu, dar nu înainte de a vă spune că una din poeziile pe care eu le-am primit și care țin foarte mult, dacă o să dumneavoastră o să socotiți că merită ca dumneavoastră să o dați de Crăciun dumnealor, pentru că dumneavoastră acum înregistrați și peste câteva zile de ziua Sfânta Crăciunului o să dați această emisiune, am înțeles, nu? Ori eu vreau să vă spun o poezie pe care am găsit-o pe o ușă, mulți cred că o știu, scrisă de Costache.
Ioanid, eu am găsit-o pe ușă în Canada, la Montreal, unde dormeam la cineva particular, pentru că mă invitaseră acolo să fac un recital și ca să nu cheltuiască banii pe hotel, m-au invitat la dumnealor acasă. Știu despre cine vorbesc. E o familie minunată. Ei întotdeauna când am fost în Canada și am fost de mai multe ori, m-au primit extraordinar, au venit la spectacole mele cu cunoștințe de ale noastre. Peter Weiss îl cheamă, originar din Israel, dar un om credincios. E greu să vă spun prea multe de el, dar acolo bătută pe ușă era această poezie care se cheamă Nu-i singur Iuda. O știți? În parte, da. Dar o știu de la Florin Piersic. De la mine o știți. Da. Deci am mai citit-o odată cândva. Citiți-o, vă rog. Am recitat-o atunci. Recitați-o. Acum spun, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu. Nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu... Și tu, nu drumul greu spre Golgota, nici biciul când Iisus căzu, și dacă crucea grea era, povara noastră cea mai grea, și eu și tu. Nu patru cuie l-au străpuns când el pe cruce s-a șternu, și noi, cu sufletul ascuns, cu mii de patim l-am pătruns, l-am străpuns și eu și tu. Nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu! Și noi am râs cu ochi murdari și noi suntem cei doi tâlhari, și eu și tu. Și nu ostașilor prin sorți cămașa albă și-o dădu, ci tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea toți suntem morți, și eu și tu. Și acum, Iisus cel condamnat, azi El te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da și am fost iertat. Eu am spus da. Dar tu, asta era poezia care am spus-o atunci când m-ați auzit prima oară, dar eu le am toate astea. Și am fugit să-mi cumpăr volumul lui Costache Ioanid. Costache Ioanid, știu multe, eu mai știu și alte poezii ale lui, dar asta mi se pare foarte potrivită pentru asta, iar poezia... Zice Hemingway un lucru interesant, rog, cei ce se aseamănă, se adună, e vorba aia, la care Hemingway zice, nu e adevărat, Iuda avea prietenii reproșabili. Cum avea? Prieteni extraordinari, reproșabili. Adică cei ce se aseamănă, nu întotdeauna se adună. Da. Formidabil. Și acum vreau să spun că vreau să-ți închin ție, dragul meu, nu știu în ce măsură am să te mai întâlnesc, dar am fost atât de impresionat de felul cum ai vorbit de mine atunci când am avut un recital, nu de mult, la Blaj, orașul de care mă leagă foarte multe și frumoase amintiri, chiar bisericești, orașul Blaj vă spune ceva, sigur, cred. Da. Ca Ardeleni în Ca Ardeleni, Blajul, da. Da. La Blaj ai vorbit de mine și eu am reținut faptul că chiar acum 3 zile te-am văzut pe imagine vorbind despre Florin Piersic
pe care tu l-ai povestit în ceea ce am eu și am avut intenția, dragul meu Nicolae Băciuț, am avut intenția să aduc acea înregistrare, dar nu am putut să o aduc astăzi, dar vreau să o arăt și părintelui Necula și dragului meu Dan Negru, pentru că vorbești de așa manieră încât pur și simplu am avut senzația că ceva altfel, ceea ce simt eu cu Negru, cam așa am simțit eu din ceea ce ai vorbit tu în sala de la Blaj. Și atunci am găsit o poezie care o numesc Grădinară în Rai. Nu-ți cer nimic. De ce ți-aș cere? Când, Doamne, singur știi ce vrem. Zăpezii cum să-i ceri să fie albă, iar ierbii cum să-i ceri să fie verde, și sforii cum să-i ceri să fie ghem. Nu-ți cer nimic, Doamne, nu-ți cer nimic. Mi-ajunge viața asta din care îmi iei câte puțin. Nici strugurilor nu le ceri să fie vin, nici soarelui să uite dimineața. Nu-ți cer nimic la judecata de apoi. Din mine, dacă mă ridic, nu voi fi singur. Suntem doi. Nu-ți cer nimic, Doamne, dar dacă totuși vrei ceva să-mi dai, să mă faci, Doamne, grădinar în Rai. Nicolae Băciuț, nu-i frumoasă? Mulțumirea mea, cu sufletul vă mulțumesc. Și cu, hai să spun, o lacrimă din colțul ochiului drept sau stâng, vă mulțumesc dumneavoastră și iubitului meu, prieten, cu majuscule, am spus asta zilele trecute la o emisiune a lui Mihai Gâdea, cu majuscule prieten, care este Dan Negru, că m-ați chemat. Vă promit că sunteți cel care o să primiți din partea mea o poezie nu scrisă de mine, ci de mintea mea, cea țunțurlie, cum zicea, Dumnezeu să-l ierte, colegul meu Cosma Brașoveanu, care așa spunea când vedea un om deștept, zice, are o minte țunțurlie, a ăsta de n-am văzut în viața mea, așa și ava. Ce să vă spun, că sunt alături de dumneavoastră. Vă consolez pentru tragedia mare pe care o trăim de luni de zile cu pandemia asta. Vă consolez în sensul că vreau să vă spun că vreau să vă mângâi pe inimă, pe suflet și să mă gândesc la cei care, din păcate, ne-au părăsit în toată această perioadă. Jur că vă spun adevărat. Jur. Adevărat. Mie mi-e frică de moarte. Știu că există oameni, cum e părintele, poate și Dan, care nu au această spaimă. Dar eu, mi-e greu să și pronunț cuvântul moarte. De-aia întotdeauna Dan știe foarte bine și știu toți cei care sunt mai apropiați de mine și de familia mea, știe și el și toți că eu nu spun a murit, ci a plecat într-o stea. Așa vreau ca cei care vă sunt dragi și care pleacă de lângă dumneavoastră să știți că sunt undeva, undeva într-o stea și se gândesc la dumneavoastră. Așa cum eu azi mă gândesc la dumneavoastră și vă doresc tot, dar tot ce-mi doresc mie să vi se întâmple dumneavoastră.
peste 100 de ani, așa, oamenii se vor uita la momentul cu Florin. Nu. Da, și peste 200 de ani. Nu. Aș vrea să zic un gând. Mi-a venit acum când auzeam recitând. Există un scriitor român care a scris o poveste celebră, mi-a rămas pe inimă foarte tare. Un pianist evreu de mare calitate este arestat de Gestapo și așezat pe o scenă într-o sală cu luminile stinse. De fapt, băteau toate luminile în ochii lui. Când ai în ochi lumine, nu mai vezi nimic. Și s-a spus așa: vei cânta în întregime ce vrei tu, ce-ți dorești tu, dar în momentul când mâinile tale se vor opri pe clape, vei fi împușcat. Omul, care își dorea de multă vreme să cânte, a acceptat. Și a început să cânte. A cântat o bucată, a doua bucată, a treia bucată, a patra bucată, s-a trecut sără ore, îi curgea sânge din mână, el continua să cânte până când s-a satisfăcut că a cântat tot ce a avut de cântat. S-a lăsat, azi din clipa de față pot muri liniștit, ce am avut de cântat, am cântat nelimitat. Excepțională poveste. Când s-a stins lumina, Hitler era în mijlocul unei săli cu scaunele goale în care erau puse manechine. Noi acum suntem în sala, să spunem, acasă de cultura studenților Cluj. Dumitru Fărcaș din Cluj. Din Cluj. Suntem, Mitru, sunt prietenul mii, meu. Sunt mii de studenți în băncile acestea. Da. Și la un moment dat, Hitler a spus, ce cântat în fața unui săl pline de manechine. Satisfăcut că omul își dăduse maximum de cultură în fața manechinelor. Da, nu, că manechinele au început să aplaude. Ce frumos. Simt cum toate scaunele acestea din aplaudă astea au început să aplaude. Florin, ce plecăciune frumos. Și mulțumesc frumos. Deci așa e morala. Pentru manechinele un Crăciun au început să aplaude. Excepțională poveste. Ce frumos ați vorbit. Vă spun eu. Ați vrut să vă faceți actor, dar e nu drept. Va ieși treapta. Și la mine au stat colegii mei și m-au oferit. Eu pe asta pe Dumnezeu a echilibrat undeva loc. Le-a rânduit. Pe Dumneavoastră ne-a rebranduit. Ne-a rebranduit. Ne-a rânduit și ne-a rebranduit. Da, da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult. Doamne ajută. Eu ție, Dan. Stimați telecredincioși, sper că acest colind de Crăciun, un pic altfel, v-a umplut inima de bucurie. Eu știu că minunea zilei a fost cât am tăcut eu de mult în emisiune, știu că e așa, dar în aceeași vreme vreau să înțelegeți că atunci când cântă ciocărliile, ceilalți tăcem liniștiți. Îți mulțumesc, Florin. Dan, îți mulțumesc Doamne frumos. Cu mulțumesc. Și acum vă rog liniște să vedem dacă scaunele astea aplauze. Din spate. În mod sigur, ascultați aplauzele. Crăciun cu bucurie și luminați, mulțumim. Și cu zâmbet plin. Și noi, mulțumim. Crăciun, cu tot ceea ce vă doriți. La mulți ani, sărbători cu bine.